Dacă anul trecut fermierii olteni erau reticenți în accesarea programului Usturoiul, în 2020 sute de persoane s-au înscris în proiect. Însă subvenția va fi mai mică, spun oficialii din agricultură, iar pentru a obține acești bani au fost introduse noi condiții. Acum când este perioada optimă de recoltat, specialiștii trebuie să meargă la fiecare beneficiar pentru a constata cantitatea de marfă recoltată. Însă din cauza ploilor, mulți nu au mai așteptat vizita angajaților Direcției pentru Agricultură Olt și riscă să rămână fără subvenție. S-au înscris 238 de fermieri pe o suprafață de 301 hectare. Din păcate, la controle, unii nu au avut cultura. Bine, sunt câteva cazuri rare, dar la cea de-a doua verificare, unde trebuia să le evaluăm cantitatea, salariații au constatat că, de fapt, usturoiul nu mai există, pentru că fermierii au fost nevoiți să-l scoată înainte datorită precipitațiilor care au căzut. În astfel de situații, cred că nu vor beneficia. Vom analiza fiecare dosar în parte și să vedem ce putem face. Luminița Jel este unul dintre fermierii olteni care anul trecut au accesat programul Usturoiul. Pentru că a respectat condiții, a obținut subvenție de 15.000 de euro. Pentru al doilea an consecutiv, cultivatoarea a optat pentru această legumă, dar producția este sub așteptări. Având în vedere că pe timp de iarnă a fost totuși o iarnă secetoasă, nu pot să zic că o producție foarte mare. Sunt mulțumită de ceea ce am produs. Se putea și mai bine. O mare problemă pentru olteancă este desfacerea. Cea mai mare cantitate din marfă ajunge la intermediari. Mai sunt fermieri aici în localitate care cultivă usturoi? Da, deci anul trecut am fost doar doi, anul ăsta am fost mai mulți. Încerc să colaborez cu ei ca să putem să dăm cantități mult mai mari. Anul acesta ajutorul de minimis de 3.000 de euro pe hectarul de usturoi este imposibil de obținut dacă toți cei înscriși în program vor fi declarați eligibili.